Urmează sărbători pe care le vom petrece fără fastul cu care eram obișnuiți în alți ani. Urmează florile în acest weekend și le vom spune la mulți ani celor dragi de la distanță și poate le vom face cadouri după ce trece starea de urgență și apoi ne pregătim pentru un Paște în care vom lua lumină mai mult spiritual pentru că nu vom putea merge la biserică. Vorbim despre toate aceste schimbări împreună cu părintele Gabriel Cazacu, parohul mănăstirii Cașin. Bună dimineața! Doamne ajută, bine ați venit la noi! Mănăstirea este deschisă, totuși. Nu pentru credincioși, ci este în mod simbolic, ați lăsat ușa deschisă. Spuneți-ne care este mesajul care vine din partea dumneavoastră și a bisericii pentru noi toți cei care ne pregătim pentru altfel de sărbători anul acesta. Doamne ajută, poți binecuvânta și multă sănătate tuturor privitorilor noștri. Bisericile la nivel național sunt deschise. Bisericile și mănăstirile sunt locuri de hrană spirituală, sunt spitale de vindecare sufletească. Noi în această perioadă suntem prezenți în Sfânta Biserică, suntem prezenți în comunitate, suntem prezenți prin preoții și tot personalul monahal care lucrează în aceste zile pentru ca noi să ajutăm toate persoanele vulnerabile. Suntem prezenți prin voluntarii noștri, mergând în casele tuturor și ducând hrană, medicamente și toate cele necesare celor care în acest moment au nevoie de mângâiere. La biserici, în acest moment, se întâmplă ca să ne apropiem de sărbătoarea floriilor, la noi, la ortodoxi. Astfel încât ne pregătim, ne-am curățat sufletește, am curățat spațiile, le-am igienizat, respectăm toate rânduielile, recomandările medicale, astfel încât în zilele următoare ne vom ruga mai intens, le spunem încă de pe acum la mulți ani și multă sănătate sărbătoriților care au nume de flori și nădăjduim ca Bunul Dumnezeu să treacă de la noi și această ispită, iar noi să ne revedem sănătoși alături de cei dragi, alături de prietenii și familiile noastre. Va fi foarte greu ca anul acesta să nu mergem la biserică de flori, să ne întoarcem cu acele ramuri de salce. Este o sărbătoare foarte importantă pentru creștini. Se renunță și la procesiunea aceea care se făcea în jurul Patriarhiei. Vom fi marcați de aceste schimbări sau la anul poate ne vom întoarce cu și mai multă bucurie la aceste tradiții? Adina, dragă, sunt convins că biserica va ieși întărită din această încercare. Noi îi îndemnăm pe toți credincioșii noștri să păstreze ramura de salce de anul trecut, care conform tradiției strămoșești, am văzut în casele bunicilor noștri, toți știm că la icoană avem o ramură sau o coroniță din salcie și o sticlă cu aghiasmă, aghiasmă mare. Păstrăm acea salcie care are aceleași proprietăți, este binecuvântată de biserică, iar cei ce n-au avut posibilitatea să fie împărtășiți, să ia, având dezlegarea duhovnicului, această aghiasmă mare pe care cu siguranță toți o avem în casele noastre de creștini. Cum facem cu lumina în noaptea Sfânta Învierii? Știu că și dumneavoastră veți primi ajutorul unor voluntari care vor transmite această lumină la credincioși. Câți aveți? Din mila Bunului Dumnezeu, lumina sfântă va veni de la Ierusalim, așa cum vine de foarte multă vreme și ne binecuvintează și țara noastră. O vom primi de la Ierusalim în după amiaza de sâmbătă, iar noi de cu seară vom merge împreună cu voluntarii noștri și împreună sprijiniți de autoritățile sectorului 1, cărora le mulțumim pe această cale, vom merge și vom încerca să ducem cât mai mult posibil să răspândim această lumină sfântă a Învierii la fiecare stradă, la fiecare scară de bloc și în bună cuvință și în armonie, respectând, repet, regulamentele și recomandările autorităților, vom încerca să fim aproape de credincioși. Aveți 40 de voluntari în parohie, să sperăm că mai sunt și alții care vor veni să vă dea o mână de ajutor. Poate ca să iasă din casă, nu știu, sau convinși de ideea că toată lumea trebuie să primească lumina Învierii. Avem 40 de voluntari, le mulțumim pe această cale, sunt disciplinați, sunt tineri, sunt echipați corespunzător, astfel încât să nu punem în pericol pe nimeni, ci dimpotrivă să aducem mângâiere, să aducem speranță, să aducem regăsire și să aducem pacea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să ne transmiteți acest mesaj credincioșilor care se pregătesc acum pentru Florida și pentru Sfânta Sărbătoare a Paștelui. Vă îmbrățișăm cu bucurie, îi salutăm pe Răzvan și Dani și vă rugăm să mai veniți la noi la biserică, vă așteptăm, ne este dor să vă revedem și să vorbim despre Dumnezeu, despre mântuire, despre milă și iubire. Doamne ajută! Mulțumim tare mult! Cam acestea au fost informațiile, dragilor! Mulțumim!